Vești bune pentru elevii din deta! Primăria orașului Deta le oferă celor 800 de elevi o masă caldă pe zi. Vestea bună vine din partea edilului orașului Petru Roman. Începând cu data de 8 mai, toți elevii din orașul nostru vor primi zilnic o masă caldă la școală. Primăria a finalizat procedura de achiziție pentru desemnarea operatorului economic care se va ocupa de acest program, așa că cei 800 de elevi din oraș vor primi câte o masă caldă pe zi imediat ce vor reveni din vacanța de Paști. Mă bucur că putem contribui la acest program și că peste câteva zile toți elevii, începând cu clasa pregătitoare și terminând cu clasa a 12-a, se vor putea bucura zi de zi de o masă caldă și sănătoasă la școală, a spus primarul orașului DETA, Petru Roman.